Conservele pentru iarnă ne vor costa scump anul acesta. Producția de gogoșari a fost compromisă de secetă și dăunători. Mulți fermieri sunt nevoiți să arunce mai mult de jumătate din recoltă. Chiar și așa, producătorii ajung să-și vândă marfa pe nimic samsarilor. În localitatea Maia din Ialomița, fermierii plâng după investițiile făcute. Cultura de gogoșari, care promitea producții foarte bune, a fost invadată de un vierme. Ia uitați-l, uitați-l, domnule, ce la verde, ia uitați-l. Ia uitați-l, domnule, cum îl negrește. Uitați viermele. Îl vedeți? Ăsta. Da, ăla verde. Ăsta. Da, uitați. Are pnează păcit, nu om nimic. Cam cât aruncați din el? Cam 60%... 40% dacă nu. Ia, uitați și dumneavoastră ce haldă gogoșar. Munca dumneavoastră? Da. Asta este. Ia zăpăcit. Mai bine serviciu decât munca. Asta muncim degeaba și dăm la negustori ăștia care ne lea la un preț de nimica și ei dă cu 35-40 la piață. În celălalt capăt al județului, la Mihail Cogălnicianu, altul este necazul fermierilor. Seceta a afectat o mare parte din recoltă. A fost un an foarte complicat din cauza căldurilor. Cultura de gogoșar s-a pătat aproape 60% din producție și munca, nu avem prețuri, nu avem prețuri bune, vine bici de țară ăștia, își bate joc noi cu prețurile, le iau la un preț de nimic, le dau cu 60-70 de mii, ne blochează pe noi în câmp cu prețurile și nu avem piață de desfacere, să vedeți și noi ca țărani, ca producător. Ardeiul Gras l-am lăsat pe loc din cauza că nu are preț. Vânăta un leu, ardeiul grasă 15, un leu și jumătate, gogoșarul 15 lei, 12 lei, își bate joc de noi. Vine țigare, vine ăștia care își bate joc de noi. Direct din câmp, gogoșarii se vând cu cel mult un leu și 50 de bani. Însă, până la piață, prețul crește chiar și de două ori. Și asta din cauza samsarilor. Ca să fie rentabilă cultura și producția așa, deci un 2 lei aș vrea să câștig eu la kilogram. Deci un 2 lei pe kilogram. Deci pleca de aici din capul locului. Pe tarabe nu mă interesează cât va fi, cât este, dar atâta estimez eu ca să-mi scot investiția să am cel puțin un 2 lei pe kilogram. Ca să am curaj să mai pun și la anul. Dacă nu, rămânem someri. Și noi stăm cu marfa pe câmp, care nu avem cui să o dăm. Cu cât vine acum angrosistul? Prin de bătaie de joc, un leu jumate, 18 lei, 18... Un leu 80. Un leu 80. Deci bătaie de joc, muncim degeaba. Și concurența din afară le încurcă socotelile fermierilor români. Anul acesta, cei care veneau să cumpere angro de la unul din nordul țării, din zona Suceava, n-au mai venit, pentru că erau cumpărători importanți, luau cu câte 2-3 tone aproape în fiecare zi de la un grădinar, pentru că au găsit și ei oportunitate. Cumpără din Ungaria, în Ungaria sunt subvenționate, am înțeles, și ajung în țară gogoșarii și ardeiul Capia din Ungaria, un leu 40, un leu 60 kg. Iar noi, dacă nu-l vindem în jurul 1, 8, 2 și 2, nu ieșim rentabil. Ce înseamnă să ieșim rentabil? Să ne scoatem investiția și să avem bani pentru a relua în primăvară investiția și a trăi peste an din ea. Pentru un hectar cultivat cu gogoșari, investițiile ajung la 10.000 de lei.